cauza viscolului. Vizibilitate redusă, viscol puternic. Se zice mai rău, nu? Este, da, foarte rău. Și mai este un utilaj care vine după mine. De când acționați? De azi noapte, de aseară. Continuă. La Rânca, zăpada depusă măsoară pe locul și 20 de centimetri. A nins neîncetat încă de ieri, iar drumarii au făcut noapte albă. Pentru că nu s-a judecat contractul pentru dezăpezire, reprezentanții de la drumuri trebuie să se descurce singuri. Din fericire, șoferii nu au mai fost luați prin surprindere și chiar s-au bucurat de iarnă. Aveți ce vă trebuie, lanțuri, cauciucuri? Da, da, acum le montăm și coborăm. Așteptam să ningă în perioada asta și am luat lanțurile. Le punem acum și sper să coborâm bine. Și eu, ce-ți plecați acum când e zăpadă aici? Oh, e duminică, mâine începe școala pentru copii, începe munca pentru noi, din păcate trebuie să plecăm. Bucurie mare a fost și pentru turiștii aflați la Rânca și chiar dacă nu se poate schia încă, punga din plastic și săniuța au fost numai bune. Am venit weekendul acesta, am luat pauză la școală și am venit să ne bucurăm de prima zăpadă pe anul acesta. Și am venit și cu asociația Lacrima Munților, deci facem și acțiuni de voluntariat în zonele montane. Și în același timp ne bucurăm și de mini-vacanță. Am venit special, este prima zăpadă pe anul ăsta. Acum ne ducem să vedem la... să bem un ceai, o cafeluță. De cealaltă parte, cabanierii sunt în focul pregătirilor și îi îmbie pe turiști cu foarte multe oferte. Este superb. Toată lumea deja a început să sune, au aflat că Rânca e în zăpadă și ne pregătim pentru sporturile de iarnă. Autoritățile spun că vremea va continua să fie capricioasă și ne recomandă să nu plecăm la drum înainte de a ne informa despre starea șoselelor.